Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că relațiile cu ceilalți sunt o parte fundamentală a performanței, a succesului, hai să vorbim de acest aspect astăzi, în această noastră mică întâlnire. Aristotel a spus că suntem, omul este un animal social și este evident, pentru că asta din preistorie, omul s-a dat seama că singur n-are cum să supraviețuiască în junglă, deci mereu s-a grupat cu ceilalți pentru a vina, pentru a face față la probleme zilnice, etc. Okay? E clar că în momentul în care noi avem nevoie de ceilalți, avem nevoie să comunicăm, pornesc toate feluri de probleme, cum știe perfect oricine muncește într-o firmă, oricine muncește într-o echipă, cu soția, cu prietenii, cu rudele, adică în orice moment avem probleme de comunicare. Și evident, nu întâmplător, există mii de cursuri, mii de seminari, mii de teorie, mii de cărți, mii de consultanțe care încearcă să vă explice cum să comunicați mai bine. E clar că ar fi prea mult de spus, nu pot desigur aici, în aceste noastre mici întâlniri, să fac un curs de comunicare. Dar cel mai puțin un aspect care cred că e fundamental și de multe ori să ne uităm. Poate în întâlnirea noastră următoare o să avem ocazia de a vorbi de legile lui Vaslavic, că a scris niște chestii într-adevăr foarte interesante și importante despre comunicare. Dar aș vrea să vorbesc despre conceptul de bază al comunicării. Adică a comunica înseamnă a pune ceva în comun. E pentru a pune ceva în comun, pentru a fi înțeles, am nevoie de o chestie fundamentală, dar așa de evidentă, că de multe ori se uită. Noi avem nevoie de un limbaj comun. Adică eu trebuie să mă asigur că în momentul în care folosesc un cuvânt, acest cuvânt va avea va crea în celălalt interlocutor o anumită imagine care să fie exact ce eu am vrut. În momentul în care nu avem acest cuvânt comun, eu nu am cum să comunic. Ok? Deci chestia asta se pare așa de banală, pentru că nimeni s-ar plinge că vorbește cu un chinez sau cu un pakistanez și îl ceartă pentru că nu înțelege ce îi spunem. Pentru că, evident, are alta limbă. Deci, dacă eu vreau să fiu înțeles de un pakistanez, trebuie să găsesc un limbaj comun. Poate fi engleză, poate eu înveț pakistaneză, dar în momentul în care eu insist să vorbesc în limba mea, pot să fiu sigur că nu o să obțin niciun fel de reacție. Chestia asta arată aproape ridicolă, dar eu aș vrea să vă întrebați în cursul zilei cât de ori voi vorbiți în limba voastră la cineva care vorbește alta limba completă. Și în general, rezultatul este dezastruos. Și, atenție, în momentul în care cel cu care vorbim nu ne înțelege, nu ne vine în minte să ne întrebăm dacă noi cumva am greșit limba, dăm vina la cine ne ascultă, că nu ne înțelege. Uita ce prostul ăsta că nu înțelege ce îi spun. Ok? Deci, eu am citat Vaslavic înainte. Mai venim cu acest studios. Dar primul lucru de care spune este că fiecare răspunde pentru comunicarea lui. Deci, dacă este o lege pe care vreau să vă comunic astăzi, e chiar asta. În momentul în care voi vorbiți și cel care vă ascultă nu vă înțelege, voi trebuie să schimbați felul de comunicare. Nu puteți să da vina celorlalți sub nicio formă, pentru că e tocmai voi sunteți comunicatori.
deja am depășit ca fiecare dată, cred că o să mai așez pe 5 minute, pentru că mai mult în 4 de minute chiar nu reușesc. Hai să ne vedem mâine tot la aceeași oră, zi plăcută, în continuare și succes maxim!